Pegasus Project este arma de supraveghere cea mai redutabilă. Programul de spionaj este un alt atât de puternic încât poate vedea tot ce se întâmplă în telefonul tău. Are acces la orice funcție. You can listen to the phone calls, you can... Poți asculta convorbirile telefonice, poți citi textul mesajelor, poți citi e-mailurile, poți chiar citi mesaje criptate trimise pe WhatsApp sau Signal sau alte programe de chat. Poți de asemenea porni microfonul și camera de filmat, fără ca posesorul telefonului să-și dea seama. Practic, programul îți transformă telefonul într-un spion pe care tu îl porți în buzunar. Ai în buzunar un spion care știe totul despre tine. Dacă te întreabă cineva unde ai fost în urmă cu 17 zile, cu greu îți aduce aminte, dar smartphone-ul tău știe precis. Alt aspect care schimbă totul, cât de ușor poate Pegasus penetra telefonul tău. Este de-a dreptul înspăimântător, nu trebuie decât să-ți conectezi telefonul la internet și Pegasus îți infectează aparatul fără ca tu să observi ceva. Îți va fi trimis un mesaj pe telefon și după aceea telefonul tău este infectat, pur și simplu. Florian Flade face parte dintr-o echipă internațională de raportori care au identificat mii de ținte ale Pegasus în zeci de țări din întreaga lume, inclusiv politicieni de rang înalt și șef de stat. Se pare că aceștia au fost spionați de forțe de poliție și de servicii de informații, care au cumpărat programul Pegasus de la firma israeliană de IT NSO. Autoritățile germane nu s-au numărat între clienții NSO, dar raportorii spun că firma israeliană le-a prezentat produsul. Am aflat că firma NSO Group a încercat să vândă produsul către poliția criminală germană BKA. Cei de acolo au fost uluiți de această tehnologie. Au știut că este o unealtă foarte puternică și se poate folosi multe feluri pentru a monitoriza ținte, chiar dacă acestea se află la mare distanță. Dar în continuare, cei de la BKA nu au voie să o folosească. În cele din urmă, există o problemă cu această unealtă, fiindcă este mult prea puternică. Poate face mai multe decât este permis și violează legile germane, fiindcă monitorizează tot ce se întâmplă într-un telefon. Și asta nu este permis, cel puțin în cazul poliției germane. Ei nu au voie să monitorizeze decât convorbirile telefonice, iar Pegasus este prea puternic. Legile aspre din Germania, care apără sfera privată, par să fi ținut Pegasus la distanță. Dar asta nu înseamnă că cetățenii germani sunt în siguranță. Nu trebuie să te afli în țara în care un serviciu de informații sau poliția a cumpărat acel produs pentru a fi luat în vizor. Poți să te afli în cu totul altă țară, dar acel serviciu secret te poate monitoriza. Expertul IT, Constantin von Notz, membru al Partidului Ecologist din Germania, spune că întreaga lume trebuie să acționeze. Avem nevoie de acorduri și contracte internaționale privind utilizarea acestor arme digitale, cum este Pegasus. Avem nevoie de un standard pentru vânzarea și folosirea acestor unelte foarte puternice. Altfel ne vom pierde libertatea, sfera privată, intimitatea, secretele private, era digitală și aceasta înseamnă enorm. Dacă stăm să ne gândim, niciun om care pune preț pe libertate, drepturi, libertate de exprimare nu poate fi de acord cu așa ceva, astfel că trebuie încercată rezolvarea problemei. Ziariștii care au dezvăluit această chestiune riscă enorm. We are very concerned. Suntem foarte îngrijorați. Eu personal, în calitate de ziarist de investigații, spun că tot ce s-a dezvăluit despre această unealtă de spionaj arată că este practic imposibil să-ți protejezi o sursă din moment ce ești luat în vizor cu o astfel de tehnologie. Aceste unelte de spionaj pot pune oameni în pericol din întreaga lume, nu doar ziariști și activiști pentru drepturile omului, ci și politicieni de opoziție, oameni implicați în activitatea unor organizații non-guvernamentale. Acestea sunt într-adevăr niște arme foarte periculoase.